Cardul de energie este un ajutor extrem de necesar în realitatea crizelor multiple cu care se confruntă și România, care se alătură celorlalte măsuri de sprijin inițiate de Partidul Social Democrat. Sprijinul financiar vine în întâmpinarea multiplelor scumpiri, mai ales în ceea ce privește plata facturilor la energie. Beneficiarii acestui proiect, implementat prin fonduri europene, sunt persoanele cu venituri mici. Deputatul Emil Albot a explicat într-un comunicat de presă care sunt aceste categorii de români care vor primi cardul de energie. Cine sunt beneficiarii? Pensionarii cu venitul sub 2000 de lei lunar inclusiv, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venitul sub 2000 de lei lunar inclusiv, familiile cu alocație de susținere, familiile și persoanele cu ajutor social. Venitul lunar total de la nivelul locuinței se împarte la numărul membrilor familiei, iar suma rezultată trebuie să fie mai mică de 2000 de lei. Cardurile de energie vor fi distribuite pe parcursul lunii februarie, iar persoanele care au întrebări punctuale legate de plata ajutorului la încălzire pot apela de luni până vineri la numărul de telefon 031-9966, un call center specializat pus la dispoziție de Poșta Română. Sprijinul financiar va fi distribuit în două tranșe a câte 100 de lei fiecare, în februarie 2023 și în septembrie 2023.